scandal de zile mari a avut loc în noaptea de luni spre marți, într-un hotel din municipiul Sibiu. O femeie din județul Hunedoara s-a luat la ceartă cu alți clienți ai unității de cazare și fiindcă era băută bine, a distrus mai multe bunuri. Aceasta a fost filmată, cum dă cu picioarele într-o ușă și distruge o oglindă. Prejudiciul creat se ridică la aproximativ 3.000 de lei. Nucul. Indiferent că face parte dintr-o livadă sau a crescut separat, dacă e pe stradă sau în curtea cuiva, este o specie protejată care nu poate fi tăiată decât cu avize speciale. Un sibian ori nu a știut, ori a ignorat aceste aspecte și a tăiat cam jumătate din nucul care se află în curtea sa. Mai grav însă este faptul că polițiștii locali care au venit la fața locului, sesizați de un vecin, nu cunosc legea și i-au dat girul sibianului să continue tăierea. Sibienii vor avea posibilitatea, începând din această primăvară, să închirieze biciclete din flota primăriei. Aceștia se vor putea deplasa cu mijloace de transport puse la dispoziție de municipalitate odată cu lansarea proiectului Sibiu Bike City. Pe lângă cele 40 de centre de închiriere care vor împânzi orașul, vor fi amplasate și 10 stații pentru repararea bicicletelor. Câteva dintre ele au fost deja montate în mai multe zone din urbea de pe Cibin și pot fi folosite de toată lumea, indiferent dacă bicicleta este închiriată sau proprie.